Foaierul Centrului Cultural s-a dovedit neîncăpător pentru publicul numeros prezent la vernisajul celei de-a doua ediție a expoziției Mozaicul Copilăriei. Însumează un număr de 58 de lucrări. Eu îmi permis să spun că puii mei de români au muncit foarte mult ca să ia ființă Mozaicul Copilăriei ediția a doua. Ei sunt, după cum puteți și observa, toți, absolut toți copiii sunt deținătorii ai locurilor 1, concursuri naționale și internaționale. Expoziția de astăzi se vrea a fi un crâmpei de suflet frumos pe cotidianul ploios. Mici, dar talentați artiștii au redat în lucrările lor toată imaginația copilăriei. Particip cu picturi pe sticlă, mozaicuri, tablouri mari, medalioane și mai particip cu icoane, simt bucurie și fericire pentru că toți acum văd ce am putut să fac. Azi particip cu lucrări decorative, picturi pe sticlă, vitralii, icoane. Acest cerc m-a determinat cu fantezia pentru a lucra cât mai mult. Alături le-au stat părinții, dar și colegii de clasă veniți să îi susțină. Lucrările lui Mihnea mi se par frumoase și pline de inspirație. La câți colegi ați venit astăzi să-l susțină? 9 colegi. Micii artiști au reușit să îi impresioneze pe toți cei prezenți la eveniment. Sunt uimită în fiecare zi de voi, dragii mei copii, de talentul vostru, și nu pot decât să vă mulțumesc în fiecare zi că existați voi și părinților voștri că vă ajută. Ceea ce fac ei, cred că puțin copii în ziua de astăzi fac. Au reușit să ne transmită un sentiment de mândrie că suntem alături de ei. Au reușit să ne transmită acest sentiment că suntem în Slatina, trăim împreună, avem un oraș frumos și împreună cu Iohana fac lucruri frumoase. Ei sunt viitorul care ar trebui să ne lumineze bătrânețile noastre, celor care ne apropiem de această vârstă, mai devreme sau mai târziu, și ei trebuie să fie cei care să ducă mai departe misiunea și acestui centru cultural și a celor care vor mai fi, astfel încât să ne bucure sufletul de fiecare dată când participăm la câte o astfel de expoziție. Atât artiștii cât și îndrumătorul lor, Iohana Popescu, au fost recompensați cu diplome de excelență venite din partea inspectoratului școlar și a primăriei, iar prefectul de Olt le-a înmânat scrisori de mulțumire pentru talentul de care dau dovadă. De asemenea, expoziția va fi punctul de plecare pentru momentul măștilor lui Eugen Ionescu, cuprins în ediția de anul viitor. Aceste măști sunt măștile care vor fi zilele acestea, măștile lui Eugen Ionescu, și avem peste două zile un happening aici în foyer, măștile lui Eugen Ionescu, cu personajele lui Eugen Ionescu. Iată o idee pe care la anul putem să o facem împreună, aceste măști se devină măști și personajele lui Eugen Ionescu. Evenimentele culturale dedicate dramaturgului Eugen Ionescu vor continua toată săptămâna, iar în această seară slătinenii au putut urmări piesa de teatru Visul unei nopți de iarnă.